Slavă Domnului Iisus Hristos, mulțumim Domnului că și Domnul ne-a ajutat până aici, îl binecuvântăm pe Domnul. We want to thank God that He has helped us up to this point, so we want to get towards the conclusion of our live broadcasting today, and Brother Christian share a few words and we pray. Amen. Sau poftie, frate Cristian, ce câteva gânduri ce ai și vei și încheia cu rugăciune. Amin. Mărire, glorie și slavă și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, care ne-a făcut, care ne-a creat, ne-a păzit, ne-a răscumpărat și iată că este cu noi în fiecare zi după cuvântul lui. We want to give glory to our Heavenly Father who created us, who redeemed us, and He is with us after His promise. Amen. Mărturisesc că am uitat că este cu traducere, dar acum o să conclud cât de scurt în așa fel încât să fie în continuare și spre slava lui Dumnezeu, dar și spre cunoștința și încurajarea și întărirea noastră a tuturor celor care ascultă. Amen. So it's kind of hard with the translation, but he's going to try to conclude to be a continuity of everything was done today and to be for the glory of God and for the good of all those that would listen or are here with us today. Am voiesc să plec de la punctul în care sora noastră Mariana Stusanu sau ceva de genul, imediat Stusanu, da, a mărturisit lucrarea lui Dumnezeu, acea minunată lucrare prin care fetița a suferit, cei pentru care nu știu, a suferit o problemă, nu știu cum să o numesc, un atac, un necaz, a ajuns în spital. Dar după toată istoria, am rămas impresionat de faptul că atunci când mama fetiței, care la urmă era în comă în spital, când s-a rugat Domnului, Domnul i-a vorbit prin Duhul, i-a șoptit în inimă prin Duhul lui, faptul că i-a zis că eu ți-am dat putere ca să vindeci. Și da. Yeah, if you were not with us from the beginning, we had Sister Mariana who shared the testimony about her daughter, about 2014. Her daughter, some illness came all of a sudden upon her, and they did not know what was wrong with her. She needed to take her to emergency room. She was blind, was not able to stand. She acted like a demon-possessed person, and the doctors had to put her, induce coma. And being there many days in the hospital, towards the end days in the hospital in coma, the Lord spoke to the sister, which just barely came to Christ, that I have given you faith. You have the power to pray. Momentul acela când sora noastră a povestit lucrarea Domnului și a povestit gândul pe care sau vocea Duhului Sfânt care i-a vorbit și a zis, eu ți-am dat putere ca să vindeci. În momentul acela, și pe mine, ca și copil al lui Dumnezeu, Duhul m-a dus cu mintea, cu inima, la Scripturi, la două versete care sunt menționate, unul dintre ele în Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 19. So while he was listening to the testimony that you have given the power or the faith to pray for the ill and they will be healed, so the Holy Spirit spoke to Brother Christian and about the Bible verse from Luke chapter 10 verse 19. Unde este scris astfel, iată, Domnul Iisus Hristos vorbește aici și spunea ucenicilor lui, adică celor care crezuseră în el. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului și nimic
nu vă va putea vătăma. So reading here, it says, behold, Jesus Christ spoke these words to his disciples. Behold, I give you the authority to trample on the serpents and scorpions and all over the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Acest verset este legat de prima parte a șaptei Duhului lui Dumnezeu, care a spus sorii noastre, ți-am dat putere. Și al doilea verset care Domnul m-a dus cu gândul la el este din Evanghelia după Marcu, aceasta în capitolul 16, versetele 17 și 18. So this first verse was with regards to what Holy Spirit spoke to the sister, that I have given you the power. The next verse that the Holy Spirit put in his heart was about Mark 16, verses 17 and 18. Unde este scris astfel. Tot Domnul Iisus Hristos vorbea ucenicilor lui și spunea astfel, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși, slăvi să fie bunul Dumnezeu. Yes, I'll also read from Mark chapter 16, verses 17 and 18, where it says, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Hallelujah! Glory to God! Aceasta este declarația Domnului Iisus Hristos pentru aceia care cred. Și lucrul acesta l-am văzut la sora noastră mai devreme când am mărturisit lucrarea lui Dumnezeu. Ea a crezut și a făcut ceea ce spune Dumnezeu. Deci a crezut cu toată inima și a început să lucreze cu autoritate, cu puterea care i s-a dat și a povestit sora cum a mers la căpătuiul fetiței ei și a rostit viață. A spus, eu ți-am dat putere să rostești viață peste ea, a rostit viață peste ea și copila a revenit la viață în numele și în puterea Domnului Iisus Hristos. Mări să So fie we El. See that this Bible verse is for all those that have faith. So we saw that how our sister Mariana shared the testimony that she was full of faith, and the Holy Spirit spoke to her. I have given you the faith to speak life over her. And we see that she went, being there in the hospital, she started to speak life over her, and she came back to life. Glory to God. Acum vedem dovada de netăgăduit a lucrării lui Dumnezeu și a existenței lui și a lucrării lui cu putere în mijlocul nostru. Vroiam să mai vorbesc foarte puțin despre credință, pentru că de la punctul acesta am plecat și aș vrea să menționez lucrurile acestea, pentru că este scris că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 11, versetul 6. So we see that the Bible says in Hebrew 11 verse 6 that without faith it's impossible to be pleasing to God. So everything started with the faith. Și acum definiția credinței este dată tot în același capitol din Epistola către Evrei. Și o și citim pentru toți aceia care nu știu, nu o cunosc, dar și pentru toți aceia care au uitat-o poate cumva pe drumul acesta, pe calea aceasta către rai. So there is a definition for faith which you will read it for those that maybe did not know it, or maybe those that we already forgotten, all of us that are walking on the way of heaven church. Credința, spune în versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite,
o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. And here he says in Hebrews chapter 11, verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Și acum, ca să fie întărit versetul acesta, este, sau versetul acesta poate fi întărit printr-un alt verset din Sfânta Scriptură, din 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. So this verse we see another similar place in the Bible from 2 Corinthians verse chapter 4 verse 18. Pentru că noi, este scris acolo, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Și pe acestea ni le dorim și noi. I'll also read from 2 Corinthians chapter 4, verse 18, where it says, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Ne vedem că lucrurile veșnice se capătă prin credință. So we see that eternal things, we receive them through faith. Astfel, unul dintre lucrurile veșnice este viața veșnică, care nu se poate căpăta decât prin credință în acela care o dă. So you see, one of these things is everlasting life, that we cannot receive it unless we have faith, to put our faith in the one who is able to give it. Epistola către Romani, capitolul 8, versetele 24 și 25. Este scris astfel, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. I'll also read from Romans 8:24-25, where he said, for we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Amen. În nădejdea aceasta am fost mântuiți. În nădejde care nu, care de lucruri, dacă vedem, mai putem să zicem, credem? Nu mai putem, pentru că este prin vedere și atunci nu mai este prin credință. De aceea Dumnezeu socotește neprihăniți ca acela care crede exact cum a fost socotită despre Avram. Domnul Dumnezeu menționează că l-a socotit neprihănit din pricina credinței pe care a avut-o în el, căci Avram credea că putea, că Dumnezeu putea să-i dea fiul înapoi atunci când a fost încercat, chiar și din morți sau chiar și din cenușă. So we see that if we see a thing, we don't need faith to believe in things that we see, but we need faith to believe in things that we do not see. Same which it happened with Abraham. He was called the father of faith. Why? Because he truly had faith that what God had promised him, he would fulfill. And then after he received the son, we see that the Lord tested him and asking him to bring his son as a sacrifice. And he had that faith. If God said, then he will bring him back to life, even from ashes. Tocmai după cum este scris, Romani, capitolul 4, versetul 3. Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotit ca neprihănire. Slăvit să fie bunul Dumnezeu! So we see it is written in Romans chapter 4, verse 3, for what does the Scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Vrem și noi să fim socotiți neprihăniți?
Do we desire to be called righteousness in front of him too? Suntem chemați să credem în acela pe care l-a trimis Tatăl, ca să fim fii ai lui Avram. We are called to believe in the one that we call him Father, to become sons of Abraham. Și astfel Dumnezeu ne va socoti și pe noi neprihăniți din pricina credinței. So this way God will call us righteous because of the faith. Dar poate că se va zice, dar eu nu mai am credință. But maybe somebody say, well, I do not have faith. Tot Sfânta Scriptură, slăvit să fie bunul Dumnezeu că ne-a dat-o, ne ajută să căpătăm rezolvare la toate. Romani 10 cu 17. So the Holy Scriptures gives answer to everything. So Romans 10:17. Spune cuvântul Domnului, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Slăvit să fie Domnul. Yeah, so what he says that so then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Glory to God. Acum, în urmă, aș vrea să mai citesc câteva versete, după care aș dori să încheiem și cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să ne dea această credință celor care ne lipsește și să ne mărească celor care o avem scăzută. Dar mergem în 1 Petru, capitolul 1. So he will read a couple of more verses and then we'll conclude with a prayer. So one place would be from First Peter chapter 1. Să înțelegem că această credință va fi și încercată, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu putem spune doar de pe buze, de la nivel declarativ că credem sau că avem credință. Căci Dumnezeu ne descoperă și ne spune mai de dinainte că credința noastră va fi încercată. But our faith, we receive it, but the faith needs to be tested. We cannot say that if we have faith, if it's not actually tested, to prove that we do have faith. Începem de la versetul 5 și citim până la 9. Cuvântul Domnului ne spune astfel. Voi sunteți păziți. Se referă aici voi la cei care cred în cuvântul lui Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos Iisus, pe care voi îl iubiți, din nou, fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Aleluia. So I'll also read from First Peter chapter 1 verses 5 to 9, where it says, who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if needed be, you have been grieved by various trials. Excuse me. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen, you love. Though now you do not see him, yet believing, you rejoice with joy
Presently and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Hallelujah. Gloria lui Dumnezeu. Acum, să, la drept vorbind sau în adevăr vorbind, cum obișnuia Domnul nostru să spună, sunt conștient că nu este ușor să ai o credință puternică sau o măsură de credință, chiar și pe aceasta Dumnezeu o oferă și o dăruiește, de aceea ne vom și ruga ca să o primim și să ne fie mărită. Pentru că este ca și cum am fi legați la ochi și cineva ne-ar îndruma, dar cineva care ne iubește foarte, foarte mult și în care ai încredere, ar trebui și trebuie să te încrezi în el din toată, toată inima. Când îți spune fă un pas în față, faci un pas în față. Când îți spune faci un pas la stânga, faci la stânga. Când îți spune fă la dreapta, unul acum, apoi unul înapoi. Trebuie să asculți pentru că el vede. Și mă refer la El, la Dumnezeu, El vede și ne instruiește. Noi nu vedem cu ochii aceștia de carne în lumea spirituală, dar El vede și El ne spune, iar noi trebuie să ascultăm. Aceasta înseamnă credință. So and now I want to say that it's not easy to have such a great faith, but this is the reason we would pray that God will give us faith or increase our faith. So trusting God or having faith in God is as if we blindly were to follow somebody, a good friend, a trusted friend, and when he would say, hey, one step ahead of you, we need to trust blindly and do one step ahead. One step right or left, or just fully trusting now that this friend does good to us and not bad. And this way we need to trust God, and for this type of faith we need to pray. Și instrucțiunile lui Dumnezeu sunt gata oferite și se găsesc aici. Toți pașii aceia despre care vorbeam, unul în față, unul la stânga, unul la dreapta, aici se găsesc. Sunt instrucțiunile sunt aici. Dacă noi credem, îi vom urma toți acești pași care ne spun că Dumnezeu a creat o cale ca să ajungem la El și ca să mergem pe această cale, trebuie să călcăm pe urmele acestor pași. So all these instructions are found here. So when I mentioned it, one step ahead, one left, right, back, all these steps are here. We need to trust, we need to learn, we need to follow all these steps that are written in the Holy Scriptures or Bible. Acum chiar și ucenicii la un moment dat s-au înfățișat înaintea Domnului Iisus Hristos și ei l-au rugat, mărește-ne credința, Doamne. Apoi, în altă situație, a mai fost un om din popor care a adus la Domnul pe fiul său, care era muncit rău de un duh mut și rău. Și apoi, când Domnul Iisus Hristos l-a întrebat dacă crede că poate să... L-a întrebat... L-a rugat să-l ajute și i-a zis, Doamne, fii-ți milă de noi, dacă poți să-l tămăduiești. Și Domnul i-a replicat, tu zici dacă poți, și a replicat, totul este cu putință celui ce crede. Din nou a pus accentul pe credință. Și atunci tatăl copilului a spus, atunci cred, Doamne, și zice, apoi continuă, zice, ajută necredinței mele. Astfel ne vor ruga și noi Domnului să ne mărească credința, să ajute necredinței noastre și să ne dăruiască. Amen. So we see that even the disciples of Christ, they prayed and they said, increase our faith, Lord. And it was under an occasion when a father came with his son that was possessed by a deaf and dumb spirit. And he brought them to the disciples. So they were not able to heal him, to deliver him. And he, very disappointed, he came with his son to Christ. And he said, if you can, do something for my son. And Jesus said, you ask me if I can. All things are possible for those who believe. And the father said, I believe. And then he continued, said, help my
unbelief. And the Lord is the one that helps us when we have a little faith or a spirit of unbelief. We need to pray, and He is increasing our faith or help us in this direction. Pentru că avem un Dumnezeu minunat și îndurător și milostiv, ne înfățișăm înaintea Lui să cerem aceste lucruri, căci este bun și dă cu mână largă celor ce cer și celor ce cer cu credință. Și vă îndemn și vă invit să ne rugăm împreună ca spune Domnul undeva în cuvântul Lui că cel puțin doi se învoiesc să ceară același lucru, le va fi dat. Să cerem lui Dumnezeu credință, toți cei care sunteți, care ne auziți, care veți fi în continuare cu noi, să ne unim în această rugăciune înaintea Domnului și o voi înălța personal a Domnului și noi să ne unim să cerem același lucru. So now, learning that God is the one that can increase our faith, will give us faith, we pray in this direction because the Bible says when there are two or three gathered together in His name, He's present there. He listens to our prayers. So, Brother Christian will pray in Romanian only. I'll not translate the prayer. But if you dare, you also pray with your own words, Lord. Help my unbelief, and may the Lord give us it, because even the faith is it's a gift from God that is given to us to use it, but not for the in the wrong direction, but use it first of all for the salvation of our souls and therefore the things which are needed here on earth. So if you're here with us, just pray in your language. God is the one that will help us in this direction. And then he will conclude the prayer with thanksgiving, and then we'll have the conclusion of this live broadcasting. Amen. Tată Ceresc, binecuvântăm numele Tău cel prea înalt și minunat, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumim că ai purtat de grijă și în această zi, și în această părtășie, Doamne Dumnezeule, avută cu Tine. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru lucrările Tale minunate care le-ai lucrat în viața noastră a tuturora și care sunt istorisite, Dumnezeule, după cuvântul Tău și după porunca Ta, Dumnezeule, ajutând astfel la creșterea credinței celor care au slăbit sau celor care nu o au. Căci, Doamne Dumnezeule, știu și știm, Doamne Dumnezeule, felul minunat al lucrării Tale, Dumnezeule, cum Tu prin credință, Doamne, ajuți pe oameni ca să ajungă la acea cale, Doamne Dumnezeule, care aduce către Tine, bunule Tată. Îți mulțumim încă o dată pentru minunata cale pe care Tu ai creat-o, Doamne Dumnezeule, prin Fiul Tău, Iisus Hristos, trimis aici la noi jos ca să ne arate, Doamne Dumnezeule, pe unde să mergem și cum să pășim, Doamne, pe această cale a credinței, prin credință, Dumnezeule, să ajungem să avem biruință, Doamne Dumnezeule, peste toate lucrurile, așa cum Tu, Doamne Dumnezeule, voiești ca ființa creată de Tine, Doamne, să aibă parte, Doamne Dumnezeule, de izbăvirea aceasta, și anume de izbăvirea care duce la viață, Doamne Dumnezeule, și care scapă pe om din lațul în care fusese prins prin păcat, prin căderea în păcat. Doamne, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru această cărare, pentru această cale pe care ai deschis-o și pe care ajung toți aceia care cred în lucrarea aceasta a Ta și care ajung să aibă această credință, Doamne. Tată, Te rugăm în numele Lui Iisus încă o dată, mărește credința celor cărora le-a fost înjumătățită sau ciuntită, Doamne Dumnezeule, și Te rog, Doamne, dă credință și acelora care nu au, că și Tu poți, Doamne Dumnezeule, să faci această lucrare prin puterea Duhului Tău care convinge pe oameni de păcat. Tată bun din ceruri, îți mulțumim încă o dată, Dumnezeule, ne unim cu toții și venim înaintea Ta ca să îți mulțumim în primul rând pentru darul credinței pe care ni l-ai dat Tu, Doamne Dumnezeule, și pe care l-am ajuns și prin care am ajuns, Doamne Dumnezeule, să ajungem la
adevărul care vine din tine, Dumnezeule, și care ne duce la lumină și la viață și care ne ajută să umblăm în neprihănire și pe calea aceasta minunată pe care tu ai trasat-o și pe care ne-ai arătat-o prin însuși Fiul tău. Tată bun din ceruri, îți mulțumim încă o dată. Îți mulțumim pentru cuvântul pe care ne l-ai dat, pentru învățătura aceasta minunată, Doamne, care ne spune cum să umblăm, ce să facem, Doamne Dumnezeule, și ne vorbește și ne povățuiește în toate lucrurile, Tată Sfânt din ceruri. Îți mulțumim pentru acest cuvânt, Doamne, dătător de viață și care duce la viață. Bunule Tată, îți mulțumim și te rugăm din suflet, Doamne, adunați împreună în acest loc, cu mic, cu mare, Doamne, puțin sau mulți, te rog, ascultă această rugăciune și dăruiește-ne credința, Doamne Dumnezeule. Fă-ne să avem credință, Dumnezeule, acea credință care să ne ajute, Dumnezeule, să ne ajute să te dovedim pe tine, Dumnezeule, să dovedim că cu adevărat credem în tine, Doamne Dumnezeule, după cuvintele tale, să putem, Doamne Dumnezeule, să poruncim în numele Tău și în autoritatea și în puterea pe care ne-ai dat-o, să poruncim, Doamne Dumnezeule, duhurilor rele să iese din oameni, Tată Sfânt din ceruri, să vindecăm pe cei bolnavi după cuvântul Tău, Doamne Dumnezeule. Te rog, ajută-ne, Doamne, să facem acele lucrări mai mari despre care Tu vorbeai, Doamne, și de care ne spuneai că le vom face, Doamne Dumnezeule, că și Tu te duci la Tatăl și Tu ești acum la Tatăl, Doamne Iisuse, la dreapta Tatălui și Tu ești cu noi și aici, în fiecare zi, până la sfârșitul veacului, după cum ai promis și ai făgăduit. Dar ajută-ne, Doamne, sprijinește-ne, mărește-ne credința, Tatăl Sfânt din ceruri, mărește-ne credința, Doamne Iisuse. Te rog și, Doamne Dumnezeule, mulțește minunile tale ca să fim, Doamne Dumnezeule, mai credincioși, mai evlavioși, Doamne Dumnezeule, și nu prin vedere, ci prin credință, Doamne Dumnezeule, așa cum ceri Tu, și ca să rămânem și să-ți fim plăcuți Ție. Îți mulțumim, Tată bun din ceruri, îți mulțumim pentru mărturiile care au fost vestite și lucrate de Tine, și vestite și povestite, Doamne Dumnezeule, istorisite, așa cum Tu ai dat poruncă, Doamne Dumnezeule. În acest live, în această lucrare, Doamne Dumnezeule, și te rugăm să ne crești în continuare, să ne ajuți în continuare, Doamne, prin credință să luăm parte la această lucrare, să ne înjugăm la jugul Tău și să lucrăm, Doamne Dumnezeule, încă cât mai este zi, cât se mai poate. Îți mulțumim din inimă și ne încredințăm cu toți în brațul Tău. În brațul Tău cel credincios, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumim căci Tu ești cel dintâi credincios, așa cum este scris în cuvântul pe care ni l-ai trimis. Îți mulțumim, Tată de sus, îți mulțumim în numele lui Isus și prin Duhul Tău și pentru Duhul Tău cel Sfânt, pe care te rugăm să ni-l dai, Doamne, și să ni-l dai din belșug. Amin. 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 Slavi să fie Domnul, mulțumim Domnului pentru... Domnul Iisus vă binecuvânteze, frate. Domnul să binecuvânteze, frate. Mulțumim Domnului. Pe fiecare dintre noi, pe toți, că avem nevoie. Domnului fie slava. Mulțumim Domnului și mulțumim tuturor pentru care ați fost aici, v-ați pus timpul la dispoziție și fie ca sămânța semănată să ajungă în pământ bun și odată să ne bucurăm de rezultate în ceruri. So we want to glorify God for everything that He has given us. We want to thank God for the brothers and sisters, the men and women of God that put their time here and worship the Lord through their song, glorify His name through testimonies, through messages, through poems, everything that was done here today. And with all this, we conclude our live broadcasting until next time, which is going to be Monday. We come mm-hmm. to the first part with the testimony again. Then we're going to pray for your prayer requests. And the third part, we're going to have a fellowship just in Romanian.
sau cu ajutorul Domnului, deci vom încheia, ne vom despărți. Mulțumim Domnului pentru toți slujitorii, pentru cântare, pentru poezii, pentru mărturii, pentru tot ceea ce, pentru mesajele care au fost aduse, pentru rugăciuni, pentru toate. Și cu ajutorul Domnului ne vom întâlni data viitoare, care va fi luni, seara la ora României, dimineață pentru cei din Statele Unite și Canada, începând cu orele 7:30 Pacific, unde vom veni în prima parte cu o mărturie, apoi vom lua cereri de rugăciune. Am văzut că unele persoane au adus cereri de rugăciune. Sâmbătă nu ne rugăm în mod special pentru cauze. Luni veniți cam în jur de ora 18 până la 19, avem un timp când ne vom ruga pentru cauzele dumneavoastră și Domnul este cel la care răspunde. Domnul să vă binecuvânteze și puteți să deschideți microfoanele, să binecuvântăm pe frați și numele Domnului în veci. Amin. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Domnul Iisus fie slăvit și El să ne călăuzească pe toți. Amin. Amin. Amin.